și Lowry Street. Este ora 6:30 pe o seară plăcută de toamnă. Se văd mașinile și luminile frumos strălucitoare pe Queens Boulevard, iar imediat pe Lowry Street se află astăzi, într-o zi de sărbătoare, deschiderea restaurantului european a domnului Bădăluță, care astăzi, într-o zi de sâmbătă, într-o zi de sărbătoare, inaugurează deschiderea restaurantului european, care se cheamă Bucharest European Restaurant. Deci s-au adunat probabil mulți oameni înăuntru, suntem încă pe stradă, în fața intrării sunt câțiva, o să intrăm înăuntru să vedem ce se întâmplă. Deci, repet, astăzi, 2 noiembrie, sâmbătă, 6:30, ne aflăm pe strada Lowry Street, unde se află restaurantul Bucharest, în proprietatea domnului Bădăluță, care astăzi celebrează deschiderea lui. Bună seara! Vom continua cu relatările din interiorul restaurantului. Firma luminoasă a restaurantului, care așa cum se vede, se cheamă Bucharest Restaurant and Bar, Bar Restaurant, ce se află în apropierea bulevardului, Queens Boulevard, exact la colțul străzii, nu departe de Queens Boulevard, foarte aproape de toate mijloacele de transport. Firma luminoasă, iar litera B a începutului de cuvânt Bucharest este puternic luminată, în față se află câteva mașini parcate, iar restaurantul astăzi a căpătat viață. Îi urăm mult succes! Thank you.
teacher, very good. My name is Michelle. Michelle. I'm from Romania. I'm originally from Transylvania. I'm in America. I think everybody who's in here has to speak English, at least. Do you speak Romanian? I speak also Romanian, of course. Try to speak English to people who come from that part of the world. But here, Romania, if you're Romanian, talk in English and Romanian language. So you want me to talk in Romanian? Okay, at least I'm să vorbesc în românește. Pe românește este Mihaela. Okay, Mihaela. Și dumneavoastră. Și oameni harnici și vreau să-i prezint și să-i reprezint cu mare mândrie și cu mare onoare. Sunteți rapsod? Da, sunt rapsod. Mulți îmi spun în țară că sunt rapsod, în același timp sunt un bun doinitor, așa cred eu, îmi place foarte mult doina. Deci cântați vocal? Da, numai vocal. Da, numai vocal. Da, da, da. Da. Sunt discipolul lui Ion Cristoreanu, dacă am stat mult în urma, în umbra lui, să spun așa, am crescut la rădăcinile acestui mare cântăreț de mântuitor. Sunt de 2 luni de zile, numai de 2 luni, dar dar am venit în urmă cu mulți ani și de atunci vin mereu și da, să cânt. Periodic să lucrați aici. Să cânt la bănățe, la români. Și nu, da. Cântați la restaurantele românești? Da, sigur că da, și mă drag. De la ce restaurante ați mai cântat? La Europa am cântat în Los Angeles, acum la restaurantul Dunărea, am cântat la domnul Bădăluță la restaurant în Manhattan, pe Broadway. Și acum aici, la noul restaurant? Acum la noul restaurant București din Queens, New York. Iată-mă din nou cu mare drag să prezint folclorul bărățean. Mare plăcere, vă stau. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Bună seara.